Deci pornim înregistrarea și vorbim astăzi despre cazurile când trebuie să dăm șapă. Deci, vă aduceți aminte, cum v-am spus eu, că întotdeauna când sunteți la mutare, după ce v-ați întrebat de ce a mutat adversarul ce a mutat, vă uitați prima dată și prima dată după șahuri, în primul rând, da? Dacă nu aveți șahuri bune, vă uitați după capturi și dacă nu aveți nici capturi, vă uitați după creare de amenințări. Da? Bun. Asta înseamnă că șahurile, șahul, a dat șah la regele advers, este o acțiune foarte importantă care trebuie ținut cont pe parcursul unei partide. Unii jucători considerând așa, că în momentul când dau șah nu se tem de nimic. Dar adevărul că nu prea e corect. De ce? Uitați-vă, stați un pic să vă... Uitați-vă la partida asta. E4, E5, cal pe 3, cal pe 6, asta e rusa, albul nu vrea să bată aici. Da? Da, deci zice, las că jucăm jocul celor 4 cai, cal ce 3 și negru joacă de 6. Da? Bun, și negru joacă de 6. Acum... Dumneavoastră, ca începător, de exemplu, cum este Ionuț, tu nu prea mai ești, tu ești aproape, dar tot s-au crescut colțișorii. S-au crescut colții de ghepard, da? Că așa trebuie să fii la șah. Un animal de pradă. Deci, atenție! La începutul carierei, tot timpul ești tentat să dai șahul. Care aici nu prea e bun. În primul rând, vreau să... Negru are două răspunsuri foarte bune. De exemplu, poate să fie aici inclusiv nebun de 7, da? Și după nebunea pe de 7, calea pe de 7, albul a pierdut pur și simplu un tempo de dezvoltare. Deci negru are 2 cai și 2 pioni, albul are 2 cai și doar un pion mutat. E ca și cum negru ar fi mutat primul. De ce s-a întâmplat chestia asta, Elisa? Eu nu-ți spui și tu atent acolo. Pentru că în momentul când tu dai un șah, ai băgat deja în fundul acestui nebun un tempo, adică o mutare de dezvoltare. Ăsta a băgat și el tot un tempo, o mutare de dezvoltare. Dar în momentul când tu îl bați, asta înseamnă că tu dai un nebun în care ai băgat două tempouri, pe un nebun în care negru n-a băgat decât un singur tempo. De aici ajunge această diferență în care pur și simplu zici că parcă negru a mutat primul aici. În al doilea rând, dacă nu vreau, pot să joc și așa. Și acum trebuie să fii foarte, foarte atent. În primul rând, trebuie să fugi. Este Ionuț că trebuie să fugi cu nebunul ăsta? De cine ai atacat nebunul? De? Corect. Deci dacă cumva faci greșeala, negru zice iam, iam, iam. Vai, aici dulce. Da? Da. Chiar dacă fugi, trebuie să fii foarte atent să zice că albul fuge un pas în spate. În primul rând, deja a făcut mai multe mutări cu aceeași piesă în deschidere. E un lucru bun? Nu. Și, de exemplu, să zicem că negru îți mută piona 5, albul nu-și dă seama de ce mută și zice, hai să-mi pun regele la adăpost. Și după B5, A4, bye bye nebun. Îl vedeți? Da, trebuie, dacă îl dai, să-l dai pe ăsta, să zici că te mai lași și fără rocadă. Dar oricum se pune problema, pentru că Ionuț, câți pion face un nebun? Ionuț, uite-te la degetele mele. Ionuț, uite-te aici. Ionuț, la degetele mele, numărele. 1, 2, 3. Atât. Deci câți pion face un nebun? Face total 3. 3. Corect. Și noi îl dăm doar pe unul, da? Deci nu e bine aici de nicio culoare să dai acest șah, da? Și de fapt acum ne uităm pur și simplu când e bine să dai șah. Și să învățăm asta. În primul rând, ia uitați-vă o poziție foarte asemănătoare. Albul la mutare. E bine, în primul rând, să dai șah când câștigi material. E foarte asemănătoare cu mutarea de dinainte, dar spre deosebire de poziția de dinainte, acest șah este mortal pentru negru. Nu mai să
n-ai unde să mă... N-ai decât să blochezi cu dama, Elisabeth. Deci ăsta este primul caz când e bine să dai șah. Când câștigi material. Este Elisa? Da. Este Ionuț? Da. Deci dacă câștigi material, dacă câștigi material, nu prea e cacofonie, mă rog, îi dai șah. Al doilea. Când îi mai dai șah? Când îl lași fără rocadă. De exemplu, aici pot să-ți dau șah ori cu turnul, ori cu dama. Și stai și te gândești, băi, dar cu ce să-i dau eu șah? Cu ce mai bine să dau șah? Cu turnul sau cu dama? Da. Eu nu-ți uite-te. Ia să vedem. Dai șah cu dama, ăsta-mi bagă dama în față, îi bat dama, îmi bate dama, zici, păi da, dar te-a lăsat fără rocadă, da, așa o fi, dar au dispărut damele de pe tablă. Nu prea, sau vin aici, și mai bine, scuze. Da? Și atunci cu ce bine să dai? Cu piesa cea mai mică, cu turnul. Pentru că la turn, șah de turn, nu mai poți să-i bagi dama în față. Nu bagi nebunul. Nici nebunul nu poți să-l bagi, sau calul. Deci hai să luăm dacă bagi calul. Păi câte bătăi are albul pe acel cal? Două. Și câte apărări are? Una. Asta înseamnă că pierzi material și tot nu ți-ai rezolvat problema. Ai dat deja o piesă ușoară, dar nici nu ți-ai rezolvat problema. Tot trebuie să muți din rege. De aceea, practic, negru aici trebuie să mută rege pe 8. Eu nu... Dar poți, mai poți să faci rocada când ai mutat din rege? Nu. De ce? Uite, ultima mutare a negrului, rege pe 8. Mai poate negru să facă rocadă? Nu. Nu, corect. Auzi, Ionuț, dar tu mă... Eu te pot întreba pe tine. Auzi, Ionuț, dar de ce nu poate să facă direct aici rocadă, așa eu? De ce nu-l las? Uite, fii atent aici. Dacă eu, de exemplu, un nebun aici, uite, el poate să facă rocadă. De ce aici, când îi dau șah, nu mă lasă să fac rocadă? Nu dă voie să facă rocadă. De ce? De ce nu dă voie? De ce? De ce? De ce? De ce? Pentru că ce m-a pierdut. Nu. N-ai voie să faci rocadă când ești în șah. Da. Decât dacă ești în șah de la pion. Așa. Nici în șah de la pion. Ce-i doamne? Nu. Nu ai voie. Uite, de exemplu, dacă nu mă crezi, uite, fii atent aici. Cum, doamne, atunci, ce ai? Ce faci? Să pun repede o poziție din asta ca să înțeleagă și Silviu. Uite, să zici că albul îți dă șah. Dar cine e la mutare aici? Nu dă voi. Nu-i negru, albul e la mutare. Albul e la mutare, îți dă un șah. Păi poți să faci jocat de el? Nu poți. Nu poți. Indiferent de la ce primești șah, nu poți să faci rocada. Deci nu poți să faci rocada când ești în șah, când treci prin șah sau ajungi în șah. Da? Sau când ai mutat din rege. Da? Bun. Revenim înapoi. Deci prima asta învățare, când vom câștiga material, dăm șah. Când îl vom lăsa pe adversar fără rocadă, cum este cazul aici, din nou îi dăm șah. Da? Al treilea. Când suntem în apărare. Stai. Abia de-a început, Elisa. Stai un pic. Elisa. Ia uite-te aici. Ce are albul în plus aici? Are un cal pe un pion. Nu, pe niciun pion. Are un cal în plus. Dar negru e la mutare și joacă de pat. Ce e asta, Elisa? Furculiță de pion. Deci, acest pion îți atacă ție simultan și calul din C3 și turnul din E3. Eu nu știu dacă nu ești atent aici și te pun pe urmă să repezi poziția asta, nu știu ce să fac de noștri. Atenție! Trebuie să
pierde exact. Albul nu pierde nimic aici. Și are mai multe continuări. În primul rând pot să dau 7. Da. Deci pot să bat. Ia uite, Ionuț, de ce nu mă lasă să bat? Pentru că este în șah de la rei, de la cal. Deci, dar regele ăsta zice, păi stai, că vin în cap. Și tot vei, păi nu, că eu mut aici. Și când mut aici, mut aici. Mai pierd ceva? Nu, n-am pierdut. Am salvat ambele piese, da. Dar mai e o situație aici. Pot să-ți dau și așa. Foarte bine. Și când vii aici, acum ai timp, tot timpul din lume să fugi cu domnul Cal. Acum, dacă vreți să mă credeți, v-am spus că de multe ori șahul este așa de bogat în exprimare, încât de multe ori ai mai multe posibilități. Albul mai are o posibilitate aici, care nu e legată însă de șah. E legată de legare. Deci, fii atent, pur și simplu, poți să joci turn de 3. Și când bați, îți bat. Și degeaba bați și zici că scoți, da, nu, că vine înapoi. Și ți-l iau. Și a rămas cu un turn în plus. Un turn în plus. Și câștigă lejer, nu? Deci, încă o dată, observați aici, inclusiv acest turn de 3 poate să scape nevătămat materialul pentru alb. De exemplu, dacă eu joc aici, să zicem, G5, Elisa merge să-ți bată acest pion? Da, de ce? Ba merge, Elisa, ia pe aici. Da, da, bat, șac și... Și ți-a mai luat un pion. Deci, atenție, aici îți dau un tur. Îți dau un tur. Dar ți-au un turn și un pion, da? Bun. Așa. Multe. Ionuț, ia... 50, 100. Nu, încă 10. Încă 11. 11. Da, 11 turn. Că practic mai avem 10 exerciții. Deci până acum învățăm care sunt situațiile când e bine să dăm șah. Învățare în... că e bine să dai șah când câștigăm material. Când vom câștiga material, să... așa. Când vom lăsăm pe regele advers fără rocadă sau când suntem în apărare. Asta e tot de apărare. Ia uitați, albul e la mutare și poziția albului pare disperată. În primul rând, săracul alb nu are decât un cal pe damă. Iar dacă e negru la mutare, de exemplu, dacă joc turn aici, nici nu știu cum să-ți dau mat. Eu sunt bang. Sau bang. Poate joc și C1, să fie și mai... Da, poți să joc și C1 la mi, la OFA. Așa, da, să fie mai spectacol. Da. Da? Dar, faptul că e albul la mutare, îi permite albului să scoate remiza aici. Cu șah etern. Șah. Și acum, vedem un lucru. Dacă se duce aici, îți dau șah. Și tu trebuie să vin apoi. Elisa, de ce nu pot să mă duc aici? Tur H7 șahmat, ia să vedem ce zici. Corect. Deci trebuie să mă duc înapoi. Dar iar îți dau șah. Vin spre ăsta, stai așa că ți-l iau. Nu, că iar îți dau șah. Și de 3 ori repetare. Din nou este un caz în care albul se apără, dar se apără foarte bine și reușește să scoată remisă datorită faptului că este la mutare și pur și simplu, Ionuț, pe cuvântul meu dacă te mai primesc aici, pe cuvânt, stai, lasă piesele jos și uite-te acolo. Uite, hai să... Ești, Ionuț, tu îl faci pe ăsta. Ultima mutare a albului a fost dama 4, șah. Ce muți aici cu negru? Nu.
Fii atent aici. Eu spun posibilitățile și tu spui care e mai bună. Sunt patru posibilități. Una. Iată că ți le fac cu săgeată roșie. Eu nu ți uite de acolo, că nu-i pentru... Uite de acolo. Să muți direct. A doua. Să muți pionul în față. A treia. Să muți nebunul. A patra. Să muți dama. Care din astea patru e bună? Dacă ești atentă la ce zise Elisa, că Elisa a zis bine. Hai zi, Elisa. De șapte. Foarte bine. Deci acest nebun de șapte îl țilește pe alb să mai multă dată din dam. Pentru că Ionuț, ți-a fi atent aici. Da, tu a avut pușie. Ionuț, ascultă, da, dar ascultă-mă pe mine, uite întrebarea mea. Ionuț, albul vede aici că dama asta e apărată și zice, hai să apăr dama cu cal. E bine să bați cu nebunul dama? Da. Că o să-ți ia nebunul, e bine? Cine câștigă mai multe puncte? Nu. Ne. Deci e bine pentru negru să, să bată dama? Nu. Da, normal. Păi o damă face cât trei nebuni. Bun. Ionuț, al doilea exercițiu. Ia fii atent aici. Pof, pof, pof. Asta e gambitul damei. Și aici negru adoptă varianta Cambridge Springs. Așa se cheamă. În care albul zice așa, vai, cum e calul ăsta, Elisa? Legat. Dar nu-i total, nu? Nu-i total, dar totuși e legat, că nu prea vine să dai dama. Și albul zice, vai, o să-ți iau un pion. Bate și bate. Și negru zice, bate. Și albul zice, mersi, mi-ai luat dama. S-a luat dama. Ia zi, Elisa, ce zice? Cu negru, e, de ce am luat la dama? Eu, da. B4. Foarte bine. Pentru că pur și simplu îți iei dama înapoi. Deci n-are decât dama în față, da? În primul rând vrei să spun ceva, dacă vreau și bat direct. Că dama aia nu poate să o fugă niciun legată total. Iar când bate, cine e în avantaj aici, Elisa? Negru. Corect, are o piesă ușoară în plus. Deci, hai să reluăm încă o dată, să vedem. Asta e o cursă în gambitul damei, în varianta Cambridge Springs. Să țineți minte, nu se bate de nicio culoare încă o dată acest pion. E o mare, mare greșeală. Aici trebuie să joace 3. Și acum, într-adevăr, ameninți. Pentru că dacă să zicem că faci o mutare de așteptare, îți bat. Și acum când bați, îți bat. Și acum când dai șaha, nu, șah nu mai iei nicio damă, când mut rege. Și a rămas cu dama în plus, da? Bravo! Ionuț! Zi Ionuț aici, albul e la mutare. Albul e la mutare, da. Întoarce în tabla înapoi. Ionuț, ce șah poți să dai cu albul aici? Și dacă e bine să-l dai? Poți să dai șah cu nebunul ăsta? Aici? Foarte bine. E bine să dai șah? E foarte bine. De ce? Pentru că nu poate să-ți bage nimic în față. În momentul când dai șaful acesta de nebun, regele negru trebuie să mute. Dar în momentul când mută, nu mai face locat. Dar de ce nu poți să-ți bagi nebun în față? Exact. În momentul când apare o piesă neagră aici, pionul ăsta nu mai este apărat de către dama neagră. Deci îți dau șah, pur și simplu, te-am păcălit. Și după rege pe 8, hai să zice că fac și rocadă. Și în momentul când bați și bat, sunt tărit. Hai să zice că bați, hai să zice că-ți iau dama, hai să zice că-ți dau mat.
Da? Bun. Aici negru mi-a jucat un foc. Mi-a legat acest nebun? Da. Da. Că nu pot să mă nebunul, că mi-a dat. Da. Înseamnă că trebuie să ne apărăm aici. Da. Căutați un șah. Și după G5? Ba merge. Doar că trebuie să o duci mai mult. Deci fii atent aici, șah. Da. Dar negru zice, mă, păi ce, tot o să ai două în priză, că nu poți să-și dau un H5, că ți-l iau. Așa, am trei bătăi. Dar stai un pic, acum să iau cu nebunul. Șah. Și acum șah. Și acum îți iau nebunul. Mi-am luat piesa înapoi, ți-am luat și doi pioni și nu mai e nimic aici. Șah, las de pioni. Aoleo, și aici cine stă mai bine? Evident. De ce? Pentru că are trei pioni în plus, da? Bun. Aici din nou albul e la mutare. Elisa, uite, asta este un caz foarte bun de arătat la elevi ca tine, în care să înțelegi că de multe ori șacul te scapă din poziții în care armata ta e mult mai mică. Ce are albul mai puțin aici pe tablă? Un tur. Deci normal, dacă e negru la mutare, te bat. Deci te rog să mă crezi, dacă eu fac o mutare de genul ăsta și las pe negru să îmi apere așa, îmi bagă deamă în față, salut, la revedere. Mai dai un șah, salut, la revedere, și a rămas cu un turn în plus. Și uite-l cum din ăsta. Puf, puf, a doua damă. De aceea noi trebuie aici să profităm de faptul că regele ăsta în acest moment este dezvelit și dăm șahuri eterneu. Șah. 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 Și Elisa, dacă vrei, jucăm până mâine dimineață. Ia, să vedem ce. Threefold repetition. Ai avut dreptate. Dar de unde ești? De mai multe ori, trei repetare de trei. Că așa am făcut și eu o dată. Da. Și am făcut remiză. Corect. Repetare de trei ori a poziției. Asta e un caz de remiză, da? Și o dată am uitat din tot și damă ca să nu fac remiză. Ah. Și am câștigat. Bravo. Bravo. Bun, aici din nou suntem cu negru la mutare. Ia fiți atenți aici, trebuie să... De exemplu, dacă fac o mutare de așteptare, ce face ăsta? Checkmate, că pionul ăsta vine aici. Și atunci, zi Elisa, acum facem cu negru remiză. De exemplu, poți să zici, păi uite că vine aici. Și în momentul când îmi dai șah, îți bag turn în față. Păi da, dar schimb ăsta și vin aici și scot damă. Și te bat, nu? Da. Nu? Deci nu e bun nici planul. Care? Exact, auzi ce zice Silvia. Tot timpul trebuie să-i dăm șahul. Pof, șah, pof, șah, pof. Poți să vin și, să-ți dau și șah. Și acum mă duc înapoi, să ți-l iau pe poful. Și acum ți-l iau, și acum vin, da? Și acum ți-l iau, și acum îl iau, și acum îl iau. Ăsta e alt caz de remiză. Material e suficient, da? Bravo. A fost bine că l-am luat la șahuri. De ciclodată, dacă nu făcea chestia asta regele, la șahurile astea, degeaba încerca el să se ascundă pe aici. Nu merge. Threefold repetition. Deci ori material e suficient, ori repetare de trei ori a poziției, da? Bun. Din nou suntem cu negru. Elisa, ultima mutare a albului a fost calul din F2 la G3. Mi-a atacat simultan și dama și turnul. Cum fac să nu pierd nici dama, nici turnul?
Foarte bine. Dai șap, ți-ai făcut rost de timp și acum muși și domnul turn. Ai pierdut ceva? Nu. Nu. Ai mutat și turnul, să zicem turn H3, și din așa zisa furculiță a albului s-a ales praful și pulberea. Deci albul n-a pus mânuța nici pe turn, nici pe damă. Bun, bravo! Din nou aici, ia să vedem, suntem cu negru. Și normal zici că mama trebuie să-mi bat ăsta înapoi. Nu? Nu? Dar ia uite ce se întâmplă. Dacă bat, da? Se întâmplă că ăsta încearcă turn G4. Sau turn G3. Așa. Și te bade numai și de tine. Da? Bun. Cum faci remiză cu negru aici, prin șah etern? Ia uitați ce. Nu, ai, gândiți-vă dumneavoastră. Cum îi dai șahul la regele ăsta până începe să băie e? Și ridică mânuțele în sus. Și zice, nu, mai m-am săturat, vreau remiză. Zi eu nu. Da, zi. Pe 4, nu? Aici nu merge, că... dar la pe 4 e foarte bine. Bun. Rege G1, mai departe. Aici. C1, nu? Foarte bine. Rege H2. Hai, nu? Damă din nou la loc, nu? Deci dacă joc așa... iau ce zic. Continuă, nu? Șah etern. Dar dacă la asta... De ce? Aia, mă rog. Dar dacă joacă G3? Îl iau pe ăsta cu șah, nu? Și din nou, repetare de 3 ori a poziției, nu? Eu. Threefold repetition. Da? Po. Asta e mai grea un pic. La mutare, albul. Adică e mult mai grea, dar e mai frumos. Fiți atenți aici. Eu nu, dacă nu ești atent la asta și pe urmă te pun să repet. Ce? Nebun H7. Nebun H7, foarte bine. Rege H8, mai departe. Nebun D3. Nebun D3, foarte bine. Rege G8. Nebun H7. Rege H8. Nebun D3. Nebun H7. Threefold repetition. Eu vreau să bat. Eu cu albul vreau să bat aici. Auzi, dar de ce nu joci așa, uite așa? Dar nu e bine, stai. Eu vreau, fiți atenți aici. Dacă faci prostia asta, și dai șah aici sau aici, oriunde, îți bagă damă în față și râde de tine. Uitați ce frumos e șah. Uitați-vă cum oprește albul damă în H6. Deci îi dă un șah, de acord, vine aici. Dar acum șahul nebunul se retrage doar până la G6. Și acum îi dau tur H8 șah, damă în H5 șah, și dama asta neagră nu poate sări peste nebun. Nu ai decât rege de 8, mat. Apropo, aici era bine și aici? Nu, că... Era bine, doar că era mat cu mutare mai puțin, pentru că negru putea să-ți bage întâi dama. Da, și pe urmă să ia mat. Dar tot mat a fi luat, nu? Da. Eu. Din nou, asta este puțin mai grea. Albui la mutare. Elisa. Ești la mutare, Elisa, da? Poți să-ți dau șah, rege, ghioc și damă H8 mat?
de șah, damă să fie apărată de nebun și n-ai decât rege gheo, că nu poți să faci curești, și damă H8 mat. Poți? Da. Bun, ia pe atunci. E șah, Elis. Deci întâi trebuie să scap de șah. Dar vezi, asta e. Cum scap de șah? Pion B3, nu? Ia să vedem. Și eu zba nebun. Băi, băi, nu mai e niciun mat. Nu, fiți atenți aici ce hoț e albă aici. Îi joacă nebun ce pat. Dacă bați cu pionul, ești mat în două mutări. Și atunci negru zice, păi da, dar de ce să nu-ți bat cu dama, tot cu șac? Și acum joc B3. Și îți atac dama. Deci tu n-ai timp să-mi bați ăsta, iar la orice retragere de dama, șahmat. Deci aici, practic, cel mai bine pentru negru ar fi să bată, să mai bată un pion și pe urmă să-l bată pe puful. Zic eu. Curești. Dar nu mai e. N-are decât un cal și un pion pe dau. Eu nu stau pași pe asta. Nu. Asta ai, terminăm lecția cu partida asta ușoară, înainte de a ce lecție am făcut înainte? Aduceți aminte? Da. Cum pierdem noi piesele rătăcite prin teritoriul advers? Lose piece of drop. Da? Ia uitați-mă o poziție de jucător ca dumneavoastră în care... Te poți duce. Da. Eu. Deci albul joacă de 4, negru joacă de 5, C4, gambitul damei și aici negru acceptă. Ăsta e gambitul damei acceptat. E4, E5, pe ce idee? Dacă bați, îți bat dama, da? Și pe urmă, chiar că papa rocadă. Și nu stai bine deloc aici. Eu, scuze-mă. Da? Da, albul joacă aici la E5, ăsta joacă de 5. Cal F6, cal C3 și negru joacă nebun pe 4. Cu amenințare calea pe 4. Zi, Silvile, ce juca cu albul aici? Foarte bine. Deci, imediat ți-ai dat seama că acest nebun este pe linia 4 și nu e apărat de nimeni. Dama a 4. Nu poți să bați calul, că ți-l bată cu piul. Și atunci săracul negru trebuie să închidă în sec și să dea nebun. Dar stați să vedeți că nu se termină. Negru zice, păi, dar barem să iau și eu un piul. Zi, eu nu știu ce joacă, zi, Silviule, ce joacă albă și mai iau o piesă. Corect. Deci vedeți cât de importante sunt astfel de șmecherii, ca să spun așa? Ce are, Doamne, iartă-mă, albul în plus aici, după doar 10 mutări? Două piese ușoare. Un cal și un nebun. Da, are doi pioni în minus, dar oricum are două piese ușoare pe doi pioni. Oh my God! Așa? Hai să vedem. Nu mai facem un singur LPD-o, mai facem pentru Elisa. Elisa! Deci, ia uite, deci ăsta e un început de partidă. Să știi că de multe ori, mai ales când ești cu albul, poți să începi așa, scoți calul, scoți pionul, scoți nebunul și faci rocadă. Dar aici albul zice, dacă fac rocadă, s-ar putea să pierd pionul. Și înainte de a face rocadă, să bat eu. Elisa, câte capturi are la dispoziție negru în acest moment?
Una, două, trei sau patru. Trei, zici, nu? Foarte bine. Adică una așa, două așa, trei așa, deși să știi că și asta e bună. Patru. Da? E, din astea patru, Elisa, negru face cea mai proastă captură posibilă, singura captură în care pierde o piesă. Mai precis, bate cu ceul. Elisa, spune și mie cum câștigă albul o figură aici. Mai precis, nebunul ăsta. Adică ăsta, nu? Foarte bine. Șac și nebun. Deci, pa, pa. Deci, încă o dată, Elisa, trebuie neapărat, în astfel de situații, să-ți dai seama că tu, în acest moment, ai o piesă neapărată pe linia 4, adică în teritoriul inamic. Am făcut lecție, încă o dată. Lecția anterioară a fost piese neapărate pe linia 4 și linia 5. În momentul când apar piese neapărate pe aceste două linii, trebuie neapărat să fii cu ochii în pat. Încă o dată, putea să bat? Da. Păi mă puteam să bat inclusiv cu ceul? Da. Și dacă dai șac? Puțin îmi pasă, scot calul. Da. Sau puteam să bat așa? Da. Da, că acest dama a patru nu este niciun șac. Puteam să bat inclusiv cu dama? Da. Da. Din potrivă, eu chiar ți-am legat acum pe puful ăsta, nu? Că dacă mut pe altundeva, ți-au nebunul din spate, da? Deci, încă o dată, patru capturi a avut negru la dispoziție și, fiind foarte neatent, a bătut cu cea mai proastă. Și după șaful ăsta, la revedere, bye-bye. Bun, și acum, în încheiere, ultima poziție, ia uitați, asta e jucată de Mihail Tal, sfârșitul unei partide. Asta e ultima. Veți vedea aici cea mai frumoasă, pot spune, furculiță de cal existentă în una din cele mai frumoase furculițe de cal existente în lumea șahului. Deci, Mihail Tal este cu albul și joacă aici tur B6. Automat că trebuie să bați. Da. Da? Dar acum vine bomba, tiri bomba. Regea 6. Ce am venit? Dama pe 7 mat, nu? Da. Da, negru zice, păi stai că am să mă apăr. Turn de 7. Și acum uite-te, uitați-vă ce frumos se termină partida. Ia. Deci, dama 8. Așa. Da. Cal B6. Șah. Cal de 7. Șah. Calea pe F8. Și bat. P5. Cal de 6. Și negru cedează. Pentru că albul are un pion în plus pe care îl transformă. Ăsta niciodată nu se va transforma pentru că în momentul când vine aici ți-l bate tata. Da? Bun. Atât pentru ziua.